Pe bulevardul cetății, șantierul e în plină desfășurare. Pe sensul de mers dinspre calea Bogdăneștilor, înspre calea Torontanului, asfaltul a fost decopertat, iar în mijlocul bulevardului sunt așezate noile linii de tramvai. Traficul se desfășoară pe un singur sens de mers. Ceea ce le creează probleme în trafic șoferilor, pentru că nu este singurul șantier din zonă. Ambuteiajele nu lipsesc, mai ales la orele de vârf, iar la intersecția cu calea Bogdăneștilor, semaforul este pe galben intermitent. E destul de greoi traficul, pentru că lucrurile sunt așa cum sunt la noi, în România. Ce să vă spun? Foarte greoi. Binișor acum, na, având în vedere pe șantier, e binișor totuși. Lăturalnicele sunt groaznice. Foarte greu este traficul pe cetăți. La orele de vârf este foarte greu. Pe șantierul de pe bulevardul cetății, lucrările sunt în grafic la aproximativ 4 luni de la începerea lor, transmit autoritățile locale. Pe cetății suntem undeva la 15%, a început să fie montată șina, să fie așezată pe poziție. Am întâmpinat o problemă cu un sit arheologic pe bucata dintre Bogdăneștilor și Gheorghe Lazar, da, dacă nu mă înșel, s-a semnat un contract pentru descărcare arheologică. Această descoperire arheologică nu frânează și nici nu ne întârzie în acest moment pe execuția din șantier. Și pe calea Bogdăneștilor lucrările sunt tot în grafic, astfel că termenul de finalizare, vara anului 2023, ar trebui atins. În primă fază au fost efectuate lucrări la rețeaua edilitară. Acum traficul este închis pe Bogdăneștilor, tronsonul de drum între Grigore Alexandrescu și strada Dunărea, unde se toarnă fundația liniei de tramvai. Pe Bogdăneștilor, unde au fost foarte multe lucrări de rețele edilitare subterane, pentru că până la urmă acest bulevard nu a funcționat niciodată într-un regim de 4 benzi, linia de tramvai nu mai este funcțională de peste 7 ani de zile, bulevardul în sine nu a mai fost refăcut dinainte de Revoluție, deci erau foarte multe lucruri de făcut în subteran, care nu sunt vizibile. Mare parte din rețele de utilități au fost deja finalizate, partea de rețea de termoficare de asemenea a fost schimbată, e acolo magistrală majoră de 1000 de metri diametru de asemenea a început să se lucreze pe fundația pentru calea ferată pentru tramvai. Contractul pentru reabilitarea liniei de tramvai și a carosabilului de pe calea Bogdăneștilor costă 116 milioane de lei, aproximativ 90 de milioane de lei sunt bani europeni. Va face parte din inelul 4 al Timișoarei, împreună cu podul peste Bega, care va lega strada Gării și bulevardul Dâmbovița cu linia nouă de tramvai dintre Solventul și Gara de Nord, respectiv cu pasajul inferior Solventul.